În zilele de 15 și 16 octombrie, 220 de candidați au susținut la Suceava proba practică pentru dobândirea permisului de conducere, iar 142 dintre ei au fost declarați admiși. Prefectura Suceava a transmis că au fost 12 examinatori, 9 de la Vaslui și 3 de la Suceava. Instituția a menționat că pentru reducerea intervalului de timp scurs între susținerea probei teoretice și a celei practice, ca urmare a demersurilor întreprinse de prefectul Alexandru Moldovan, activitatea serviciului permise și matriculare auto va beneficia de sprijin din partea a 4 unități similare din țară. Botoșani, printr-un examinator până în data de 28 octombrie, Alba, prin 2 examinatori, în perioada 24-28 octombrie, Mureș, tot prin 2 examinatori, în perioada 31 octombrie-4 noiembrie, și Vâlcea, printr-un examinator, în perioada 24 octombrie-11 noiembrie. De asemenea, sunt în curs procedurile de angajare derulate de Direcția Generală de Permise și Matriculări București pentru un ofițer și 2 agenți de poliție care au promovat examenul în luna septembrie, precum și cele de transferare a 2 agenți examinatori de la Serviciul Rutier al Inspectoratului Județean de Poliție.